Domnul să vă binecuvânteze, dași frați și surori, sunt Părintele Claudiu, la misiunea Rua în lumea întreagă și vă amintesc că astăzi celebrăm sărbătoarea Sfintei Familii. Duminica Sfintei Familii ne dă această citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos după Sfântul Matei. Să o ascultăm. După plecare magilor, un înger al Domnului i apare în vis lui Iosif, zicându-i, Scoală-te, ia pruncul și pe mama lui, fugi în Egipt și rămâi acolo până ce voi spune eu, fiindcă Irod are să caute pruncul ca să-l ucidă. Iosif, sculându-se, a luat noaptea pruncul și pe mama lui și a plecat în Egipt, unde a rămas până la moartea lui Irod. Astăzi s-a împlinit ceea ce Domnul a spus prin profetul, care zice, Din Egipt l-am chemat pe fiul meu. După moartea lui Rod, iată, îngerul lui Dumnezeu se arată în vis lui Iosif și îi spune, Scoală-te, ia pruncul și pe mama lui și întoarce-te în țara lui Israel, căci au murit cei care căutau să ia viața pruncului. Iosif s-a sculat, a luat pruncul și pe mama lui și s-a întors în țara lui Israel. Auzind că în Iudeia domnește Arhelau în locul lui Irod, tatăl său s-a temut să meargă acolo. Înștiințat de Dumnezeu în vis, a plecat în părțile Galilei. Acolo s-a stabilit într-o localitate numită Nazaret. Astfel s-au îndeplinit cele spuse prin profeți. El se va numi Nazarinean. Cuvântul Domnului. Laudăție, Cristoase. Sfânta Familie, un model de a urma un model de a imita. Dragă tată, dragă soră, dragă mamă, întreabă-te astăzi cum îl primești pe Fiul lui Dumnezeu, cum îl aperi. Iosif a trebuit să asculte în vis un glas al Domnului, al unui înger, care i-a transmis un mesaj de a salva viața copilului care era în pericol. Irod vrea să-l ucidă. Întreabă-te și tu, tatăl, mama acestor copii care sunt în familia ta. Cine vrea să ucidă sufletul copiilor tăi? Cine vrea să ucidă armonia în familia ta? Dezbinarea, drogul, alcoolul, Cine vrea să distrugă pe Fiul lui Dumnezeu care s-a născut în familia ta, în prezența copiilor tăi, în prezența soției și a, și a soțului? Întreabă-te dacă nu trebuie să mergi în Egiptul liniștei rugăciunii Apostului și a milostivirii și a începe să reconstruiești viața cu Isus, punându-l în centrul vieții. Pentru a-l salva pe Isus, de multe ori trebuie să ne retragem în liniște și să ne rugăm. Uneori singuri, alteori împreună cu familia, pentru a se reconstrui pacea de care are nevoie o familie ca să screască și să aibă liniște pentru a-L primi pe ei. Isus și pentru a forma familia lui Dumnezeu, familia sfântă. Întreabă-te dacă este nevoie să mergi în acest Egipt al liniștei sufletești și a reculegirii în rugăciune, în casă, în biserică, în adorație. Poate este nevoie de împărtășirea păcatelor și spovăduirea păcatelor pentru ca în familie să intre un Isus și să intre prezența a Sfintei Fecioare Maria și a unui Sfânt Iosif în prezența celor care sunt membrii familiei tale. Odată ce vei primi știrea că bucuria prezenței lui Isus în lume este mare, te poți întoarce în Israel, cum i-a spus și îngerul lui Iosif te poți întoarce la acea bucurie care Dumnezeu o are pentru familia ta de la începutul căsătoriei. Pentru a recupera acea bucurie, trebuie de multe ori să ne refugiem în Egiptul liniștii, rugăciunii și a curățeniei sufletești, pentru a oferi copilor noștri o prezență a lui Sfântul Iosif, prin prezența Tatălui, a Sfinte Fecioarea Maria, prin prezența Mame, și astfel pruncul Iisus s-ar simți foarte bine primit în fiecare familie. Gândește-te poate și ați duce copiii spre acel Iisus care este abandonat pe străzi, este abandonat în case sau în persoanele care stau în casă, bolnave, și uitate de lume. Gândește-te cum ai putea să-L duci pe pruncul Iisus, să viziteze aceste familii, aceste persoane, acești Iisusi uitate de lume. Domnul să te binecuvânteze, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, Sfânta Voința Domnului și Sfânta Fecioară Marie să fie pururea cu tine. Amin.